Diverta și Europa FM s-au aliat cu Moș Crăciun pentru a le aduce copiilor mari și mici cadoul perfect. Vino în magazinul Diverta din orașul tău sau pe Diverta online. Ora asta a sunat telefonul lui Moș Crăciun. Alo? Alo! Da! Salut, Leon! Salut! Știi cu cine vorbești? Da! Cu cine vorbești? Cu Moșu. Așa este! Nu te-am mai văzut de anul trecut! Da. Ce ai făcut între timp? Câți ani ai făcut? Am făcut 6. Bravo, la mulți ani, să fii sănătos! Sunt la grupa mare, la grădini. Și-ți place la grădiniță? Da, e frumos. Ce te învață acolo? Păi am învățat poezie. O poezie? Da. Ia să audă și Moș. Bine. Este Sorbica de legume de Gabriela Berbeceanu. E sub... Nu asta. Încă nu mi-o mai amintesc. Da vreun cântecel ceva? E un cântecel, așa l-am învățat de la grădiniță. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit, de departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. Bravo, felicitări! Mulțumesc! De-aia spune-i tu moșului, tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Polițist, că să-mi plac mie polițiștii. Da, hoții? Nu. Păi și ce le faci tu ca polițist, ce o să le faci? Ce fac polițiștii de obicei? Îi arestezi? Da. Și îi duci la? Închisoare. Bravo, Leon! Ia spune-i tu moșule, acum ce-ți dorești tu cel mai mult? Îmi doresc cel mai mult un Lego așa, foarte mare, am văzut eu. Tu ai făcut vreo boacănă? Da, vreo 3. Ia zi-mi una din ele. Bine, uneori. Așa? Nu pot să dorm ziua. Leon, fii atent ce mi-a spus mie spiritușii mei. Ia zi, ce ai făcut pisicuței? Așa, n-am vrut, am lipit niște mâncare. Cum i-ai lipit mâncare? Așa, din greșeală, n-am vrut. Păi ia, spune-i moșului, cum ai făcut? Am luat niște lipici și mâncare. Ai luat lipici și mâncare? Da, și am pus niște lipici pe mâncare și le-am pus în pisică. Vreau să-mi promiți că nu o să mai faci așa ceva. O să mai fac. Bine, Leon, îți doresc sărbători fericite. Mulțumesc, pa! Europa FM. Pe aceea se învență cu toți copiii.